Indiferent în modul în care urmăriți acest program, fie că îl urmăriți pe online, fie că îl urmăriți într-o formă înregistrată, efectul din perspectiva mea este același, pentru că până la urmă aplicăm o metodă care, indiferent dacă îl aplicați în online sau în formă înregistrată, are aceleași rezultate. În esență este lucrarea noastră cu noi și ea se poate face în orice moment al zilei, în orice moment al vieții, ca să zic așa. Important este să-l facem. În momentul de față se pune foarte multă presiune că se fac lucrări sincronizate și că e foarte importantă participarea la o anumită dată. Da, lucrarea la o anumită dată este foarte importantă în momentul în care este o masă mare de oameni care cumva lucrează pe aceeași spațiu de lucru și împreună generează un câmp de transformare. În esență, această sincronizare este bună, mai ales pentru lucrările care au în vedere transformări pe câmpul comun și atunci cumva este o energia mea cu energia altei persoane, cu energia tuturor celor care se alătură, generează un câmp de transformare pe câmpul comun. În ceea ce privește lucrările care se produc pe câmpul personal, avem în vedere faptul că energia de susținere este bună, doar că avem în vedere că în același timp consistența lucrării personale este cea care schimbă. Și atunci, ideea în sine că ai o meditație ghidată într-o anumită dată, la o anumită oră, este suficient. Mie mi se pare ușor, hai să zicem, mai mult o chestiune de marketing, iar în ceea ce privește marketingul, putem să spunem că este doar o formă de vânzare care nu ne interesează, pe noi cei care vrem să facem niște transformări profunde cu noi. Și atunci, pentru toți cei care sunteți acum conectați și pentru toți cei care o să fiți conectați în formatul de înregistrare, indiferent ce care sunt metodele de comunicare care există în piață, vă recomand ca să păstrați această, hai să zicem, obișnuință de a face o lucrare constantă cu voi, dacă se poate o dată pe zi, dacă se poate de două ori pe zi, o oră dimineața sau o oră seara, sau o oră dimineața și o oră seara, astfel încât să puteți ajungeți la niște rezultate pe care vi le doriți. Motivul pentru care susținem aceste conferințe, care sunt de fapt niște mini-seminarii, da? Le-am numit noi conferințe ca să pară mai simple, doar că nu sunt atât de simple, sunt ușor complicate. Asta e și motivul pentru care recomandarea noastră este, când zic a noastră, mă refer la echipa Viață Vie, este să le parcurgeți de câte ori puteți. De ce? Pentru că la fiecare o reaudiție sau reascultare sau o reurmărire o să aveți mai multe înțelegeri. De fiecare dată când aplicați din nou și din nou metodele care sunt propuse, asta mă refer la toate conferințele, de fiecare dată o să înțelegeți mai mult. De ce? Pentru că în momentul în care noi ne conectăm la o anumită informație, ne conectăm prin prisma prezentului de acum. Și este foarte important să înțelegem că tot ceea ce avem este doar prezentul de acum. Da? Pentru că, în principiu, tot ce înseamnă trecut și viitor sunt doar niște înregistrări a unor posibilități sau unor evenimente care s-au întâmplat sau care se întâmplă. Și fiind doar înregistrări, este ca și cum noi cei de acum intrăm în contact cu acele înregistrări. Nu o să intru mai mult să dezvolt partea aceasta în momentul de față, pentru că o să avem o etapizare de predare a unor informații, de prezentare, neapărat de predare, că cu siguranță le știți, astfel încât să vedeți în ce măsură le puteți pune în practică în formatul de care aveți nevoie. Din perspectiva mea, lucrările pe care le propunem sunt lucrări care au nevoie să fie făcute în spațiul intim personal, fiecare el cu el. Sunt lucrări care pot fi făcute și la nivel de însoțire, dar și pentru asta este nevoie să vă duceți într-un cal în care să puteți să fiți însoțiți sau să participați la modele de însoțire. Numai că conferințele sunt în așa fel construite, astfel încât să răspundă necesității de a lucra voi cu voi, într-un spațiu intim, astfel încât ușor să vă depășiți propriile percepții. Și aici vorbim de spațiu perceptual personal,
care se îmbunătățește sau se modifică cu fiecare repoziționare sau reașezare în propriile dinamici. Subiectul pe care îl abordăm astăzi, din perspectiva mea, este unul dintre cele mai relevante. De ce? Pentru că cumva prezintă o călătorie pe care o poți parcurge din punct de vedere al lucrului cu sine în mai multe direcții. O călătorie în care, în esență, se pot pune în practică absolut toate informațiile și toate tehnicile de lucru pe care le-ați acumulat până acum, pentru cei care ați urmărit pas cu pas conferințele. Și, de asemenea, pentru cei care sunteți mai noi, țin să vă scot în evidență faptul că toate celelalte conferințe abordează, care sunt, de fapt, v-am spus, seminari, mini-seminarii, abordează tematici sau zone de lucru specifice care au o aplicabilitate punctuală sau au o zonală, ca să zic așa, și pe care vi le recomand ca să parcurgeți anumite etape de integrare a unor procese care nu le putem prezenta într-o singură conferință. Și atunci, când vorbim de vindecarea pe linia timpului, avem nevoie să înțelegem că există tot felul de timpi. Și iar vindecarea pe linia timpului reprezintă, de fapt, hai să zicem, o metodologie sau un spațiu de lucru care ne permite să abordăm sistematic zone de analiză și zone de manifestare în câmp pe timp diferit sau pe zone diferite, în funcție de cum dorim să aplicăm această metodologie. Vindecarea pe linia timpului, din perspectiva mea, este un proces extrem de profund, și care lasă un impact extrem de puternic, mai ales în momentul în care înțelegi ceea ce se întâmplă. Când vorbim de modificarea pe linia timpului, doresc să vă spun că absolut toți parametrii de câmp se modifică, ceea ce înseamnă că realitatea personală se modifică și realitatea de grup se modifică. În esență, într-un spațiu în care ne aflăm cu toții, într-un spațiu de co-creere, cum este spațiul planetar, am putea să spunem că avem o călătorie pe linia timpului personală, avem o călătorie pe linia timpului la nivel de grup, avem o călătorie pe linia timpului la nivel umanitar. În esență, călătoria la nivel de grup este un vector în care sunt aliniate mai multe forțe. În ceea ce privește călătoria personală, călătoria mea personală, în mod normal, diferă de călătoria personală a altei persoane. Adică avem 7 miliarde de oameni care călătoresc pe linia timpului în același spațiu de manifestare, fiecare în realitatea lui. Și când spun că fiecare este în realitatea lui și călătorește în spațiul de manifestare, este exact ceea ce doresc să transmit și este exact la ce mă refer, în sensul că fiecare persoană călătorește într-un fel de capsulă perceptuală în care își trăiește propria realitate. Ăsta este și motivul pentru care hărțile emoționale care sunt emise și generate de către tot felul de specialiști în domenii care cumva au cuantificat că dacă se întâmplă un număr de oameni ar trebui să fie într-un mod specific generalizat, nu se aplică și de multe ori nu sunt funcționale. Ăsta e și motivul pentru care, pentru cei care, de exemplu, sunt în formarea SS pentru vieți anterioare, descoperă că, de fapt, programele care sunt înscrise în câmp, că acolo facem o identificare a programelor din câmp, modul în care sunt dispuse în câmp și modul în care sunt identificate diferă de la o persoană la alta și atunci hărțile emoționale nu se potrivesc. Ăsta e și motivul pentru care, în momentul în care vorbim de o călătorie sau o identificare a programelor care sunt înscrise în câmpul nostru, fiecare are nevoie să se călătorească într-un mod independent și să-și găsească propriile explicații legate de ceea ce se întâmplă acolo. În ceea ce privește sensurile, simbolurilor sau a culorilor sau a tot ceea ce apare în câmpul personal, toate diferă de la o persoană la alta. Poate că la două persoane pot fi asemănătoare din punct de vedere al interpretării, pentru că cumva se raportează la un câmp comun de informațional sau un spațiu comun de interpretare. În esență, toate sunt diferite. Asta e și motivul pentru care un simbol pentru cineva poate să însemne ceva, un simbol pentru altcineva poate să însemne altceva.
a te duce către cineva, către o persoană să-i ceri, să-ți traducă ce înseamnă un anumit simbol din perspectiva lui, înseamnă să-i ceri să-ți spună perspectiva lui sau care este modul în care el se poziționează în raport cu acel simbol sau acea culoare sau acel aspect din viața ta. În esență, nu înseamnă neapărat că el are dreptate sau ea are dreptate. Ăsta e și motivul pentru care nu putem să spunem că suntem specialiști în viața altcuiva și avem nevoie să devenim specialiști în viața noastră, în sensul să putem să găsim sensurile asociate fiecărui eveniment, sensurile asociate fiecărei interpretări, sensurile asociate fiecărui aspect din câmpul nostru sau din spațiul nostru de trăire sau spațiul nostru de informare care se găsește în interior sau în afara noastră, da? Pentru că vorbim de câmpuri interne sau câmpuri externe corpului fizic. Și atunci, pentru că nu există o asociere perfectă, pentru că nu există o delimitare cap-coadă a sensurilor și pentru că fiecare persoană poate, putem să spunem că își interpretează sau se poziționează în raport cu un eveniment prin prisma propriilor programări, am putea să spunem că există 7 miliarde de tipuri de interpretări sau posibile interpretări, cu alte cuvinte, există 7 miliarde de tipuri de matrici de interpretare, total diferite. Iar sensul pe care eu îl dau unui eveniment diferă de sensul pe care îl dă altcineva unui eveniment. Și de aici plecăm din punctul în care, de exemplu, dacă eu merg împreună cu un prieten, o prietenă pe stradă și se întâmplă un eveniment în fața noastră, cineva țipă sau cineva strigă sau cineva este lovit sau cineva se bucură sau cineva sare în sus de bucurie sau face un gest, indiferent de natura lui, pozitiv sau negativ, sau manifestă un anumit comportament, modul în care eu interpretez acel comportament poate să fie total diferit de modul în care interpretează altă persoană acel comportament. Deși ne aflăm în același moment, în aceeași realitate, trăim aceeași experiență, modul meu de, hai să zicem, de înțelegere a ceea ce se întâmplă, modul meu de traducere, modul meu de înscriere a realității diferă de modul de înscriere a celui care se află lângă mine. În multe cazuri putem să spunem că oamenii cu care ne asociem, cu care petrecem timpul sau cu care parcurgem etapele vieții, cumva sunt asemănători cu noi. În esență, avem o parte asemănătoare și o parte diferită. Exact acea parte care este diferită ne face ca să traducem într-un mod diferențiat spațiul realității. Ăsta e și motivul pentru care în momentul în care eu merg și trăiesc această experiență în raport cu eveniment extern și altcineva trăiește această experiență într-un mod diferit, eu înscriu în câmpul meu o realitate așa cum o interpretez eu, el înscrie în câmpul lui o realitate așa cum o interpretează el. Dacă stăm și ne gândim la un război, de exemplu, sau la un eveniment de tipul la ceea ce se întâmplă acum în ceea ce privește dinamica Rusia, Ucraina și UE, SUA și alte state implicate, fiecare va traduce ceea ce se întâmplă prin prisma modelului care a fost pregătit la nivel transgenerațional, modelului prin care a trăit din punct de vedere al vieții personale, modelului de pregătire, modelului de conștientizare, modelului de informare pe care îl are. Și atunci fiecare din persoanele care analizează un eveniment sau se poziționează în raport cu un eveniment este diferit în funcție de foarte, foarte mulți factori. A spune că o persoană ar trebui să reacționeze exact ca tine sau să acționeze exact ca tine e ca și cum ai spune că toți suntem cumva, plecăm de la aceeași bază de programare sau suntem sub influența aceluiași model de, hai să zicem, de pregătire sau de informare la nivel de câmp, ceea ce nu este neapărat așa. Ăsta e și motivul pentru care, dacă stăm și ne uităm la mediul informațional care există, la mediul mediatic, există atât de mulți oameni care vin și își prezintă părerea lor legat de evenimentele care se întâmplă în jurul nostru, hai să zicem cu referire la cel care l-am zis mai devreme, Rusia, adică această luptă pentru zona Ucraina, pe care fiecare interpretează prin prisma propriei viziuni, prin prisma propriei pregătiri, prin prisma propriului model emoțional prin care răspunde. Faptic, întrebarea este cine are dreptate, cine spune adevărul sau cine
a cărui poziție, cine are poziția care cumva reflectă cu adevărat exact ceea ce se întâmplă. Real, fiecare își dă cu părerea și ăsta e motivul pentru care când vorbim de vindecarea pe linia timpului sau când vorbim de a scoate la suprafață istorii, istoriile reprezintă de fapt perspective pe care noi le avem în acel moment. Da? Exact cum noi acum avem o perspectivă legată de un mediu ambiental, legat de ceea ce se întâmplă la nivel politic, economic, de securitate sau de alte, din alte perspective, în momentul în care eu am o perspectivă acum diferită de acelorlalți, total diferită de acelorlalți sau mult diferită de acelorlalți, pot să am în vedere faptul că ceea ce eu înscriu în momentul de față este această diferențiere care apare între viziunea mea și viziunea altora, se poate aplica la orice alt eveniment din trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat sau din viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat. Asta ce înseamnă? Că două lucruri care se întâmplă, adică un lucru care se întâmplă acum, înscrise două persoane diferite în modele total diferite, sunt cumva, fac parte din realitățile celor doi, la nivel, hai să zicem, de înscriere. Și în momentul în care mă duc, parcurg o etapă de aducere la suprafață pe conștient a acei memorii care face parte, prin care se traduce un eveniment din trecut, putem să spunem că la modul în care îl percepem acum, se va percepe și referitor la aspectele din trecut. Ce vreau să spun este că călătoria pe linia timpului este o călătorie intimă, este o călătorie prin care ai nevoie să descoperi care este realitatea modelului pe care tu l-ai înscris în subconștientul tău, iar modelul pe care tu l-ai înscris în subconștientul tău nu are nicio legătură cu modelul pe care l-a înscris altă persoană. Ăsta e și motivul pentru care dacă stai și te uiți la într-o arhivă informațională legată de ceea ce s-a întâmplat în viața ta versus ceea ce s-a întâmplat cu părinții tăi, cu frații tăi, cu surorile tale, cu oricine din familie, modul în care tu trăiești realitatea diferă foarte mult în care ei, modul în care ei trăiesc aceeași realitate din timpul trecut, prezent sau trecut și prezent, momentan nu vorbim de viitor. Asta ce înseamnă? Că dacă stau și mă gândesc la un eveniment de familie, dacă stau și mă gândesc la un eveniment social, eu mă raportez la evenimentul acela social prin acel model pe care eu l-am înscris și pe care eu l-am parametrizat în funcție de structura mea, în funcție de personalitatea pe care mi-am dezvoltat-o, în funcție de modelul de formare, modelul de înțelegere, deschiderea pe care mi-a oferit din punct de vedere al perceptual sau din punct de vedere al înțelegerii, sistemele de credință, sistemele de educație la care cumva mă raportez, sistemele de, hai să zicem, de parametrizare al realității la care ader. Și ăsta e motivul pentru care eu îmi scriu o realitate, mama scrie o realitate, tata îmi scrie o realitate, sora, fratele îmi scrie o realitate. Dacă ne adunăm la masă și vorbim despre un eveniment din trecut, realizăm de fapt că realizăm că de fapt fiecare dintre noi interpretează într-un mod diferit acea realitate.